ceva și în istorie și actualmente întotdeauna învinuiesc pe comuniști. O aprins Reichstagul, o aprins pe Gheorghe Dimitrov și l-au numit și l-au dezlățat fașismul după aceasta. Se întâmplă aceea, îi prind pe evrei. Ori comuniști, ori evrei sunt vinovat în tot ce se întâmplă pe lume. Ați observat, nu? Și ei nu pot să-și permite nimic ca să nu ajungă în comuniști. A teperi, ascultați Cristina la concret.